După furtuna care a măturat acoperișurile mai multor clădiri din municipiul Târgu Jiu, autoritățile vor trece la controle drastice. Majoritatea construcțiilor de acest gen sunt făcute fără autorizație, așadar lucrările sunt executate mai mult de mântuială. În condițiile unor fenomene meteo extreme, precum cele de aseară, pagubele sunt însemnate și pot exista chiar și vieți omenești. În 2021 încă există clădiri acoperite cu azbociment, material interzis prin lege. Azbestul este cancerigen și foarte periculos pentru sănătate, iar din 2007 au fost interzise și în România toate activitățile de comercializare și utilizarea a azbestului și a produselor care conțin azbest. Cu toate acestea, se pare că municipiul a rămas în urmă cu aproape 15 ani. Asta s-a văzut tot aseară, când bucăți de azbociment au fost luate de rafale și aruncate în mașini. Edilul municipiului spune că efectul asupra sănătății este minim, plăcile fiind probabil montate acum 2-3 decenii, însă nu exclude pericolul creat în condițiile meteo extreme. Eu cred că efectul în acest moment, după ani de zile, marea majoritate ale acelor acoperișuri sunt construite acum 20-30 de ani. Efectele sunt minime asupra sănătății, dar efectele maxime pot apărea în situații de genul celei de ieri, când acele plăci sunt de un pericol maxim. Eu am văzut o placă de azbociment în zona Nicolae Bălcescu, care a zburat de la cel puțin 100 de metri, s-a înfipt în tabla dintr-o mașină și a căzut lângă mașină. Îmi pun întrebarea, ce s-ar fi întâmplat dacă în interiorul mașinii sau pe traseul acelei plăci de azbociment era o ființă umană? Ce s-ar fi întâmplat? În acest sens, municipalitatea vrea să demareze o serie de controle la asociațiile de proprietari care au executat lucrări asupra blocurilor. Sunt vizate mai ales acoperișurile, care sunt principalele provocatoare de daune materiale. În perioada imediat următoare, reprezentanții poliției locale, mai ales că au și făcut astfel de controle, vor merge către toate asociațiile de proprietari pentru a verifica modul în care au fost realizate aceste construcții, și mă refer în primul rând la acoperișuri. Și nu numai, pentru că aici vorbim și de terase și vorbim și de alte elemente care au fost adăugate fără autorizație la blocuri sau la case. Dacă asociațiile vor fi obligate să plătească daunele, proprietarii spațiilor de locuit vor lua cu o mână și vor da cu alta. Fondurile cu care vor fi plătite despăgubirile vor proveni tot din buzunarul locatarilor, întocmai ca și costurile pentru refacerea acoperișului.